Am revenit, vorbeam despre potențialul pe care fiecare dintre noi îl descoperă în această perioadă și, bineînțeles, am spus și nativi balanță, au această șansă să descopere care este zona în care, de fapt, care este zona care îi face fericiți. O concluzie. Cred. cred că trebuie să se analizeze, să folosească o energia de care, pe care o au disponibilă, să depășească niște mici blocaje, să Folosesc potențialul perioadei și cred că vor avea o perioadă mai bună decât alte zodii. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Scorpion. Întotdeauna analizăm, după cum bine știți, Zodia, planeta care guvernează Zodia, în ce semn și ce aspecte primește. Pentru nativii Scorpion, Pluto acum se găsește pe început de Zodie. Pentru două decenii am spus Pluto va traversa semnul vărsătorului. Ca atare vom vedea foarte mulți nativi scorpioni <coughs> care își doresc să facă altfel lucrurile, să pornească într-un drum total, pe un drum total inedit, să facă lucruri total diferit față de zona în care ei erau obișnuiți, față de modul cu care ei erau foarte confortabili. Ca atare, mulți nativi scorpioni se gândesc foarte serios sau cu profil de scorpioni, să se pună în valoare altfel. Este clar că este și un ceva care îi nemulțumește. Cu siguranță este și un ceva care îi face să simtă că își doresc mai mult sau că își doresc să facă lucrurile altfel. <coughs> Pentru nativii scorpion, devine foarte important să înțeleagă cum sau alături de cine pot să performeze, care sunt acele domenii în care ei pot să uh, aibă o performanță mult mai bună. Poate fi un activ scorpion profesor care acum își dorește, de exemplu, performanță, nu știu, în alegerea unei case sau în uh, nu știu ce doctorat poate pe care vrea să-l să facă. Uh, mulți uh, scorpioni își pun tot felul de, își plasează acum tot felul de... Uh, poate pe undeva sunt ambiții, dar nu în ideea de ambiție, cât în ideea de a face ceva care să-i facă să se simtă util. Uh, își doresc foarte mult să se simtă util, își doresc foarte mult după aceea să se pună și în slujba Universului și nu în ultimul rând își dau seama că a face ceva care te face să fii fericit în momentul respectiv este cea mai bună investiție pe care o putem face noi înșine acum. Așa este nativul scorpion a avut parte de dezamăgiri, să zicem, în perioada anterioară și atunci a trebuit să-și reseteze cumva comportamentul exterior. Iar acest lucru înseamnă pentru el că a renunțat la anumite dimensiuni care nu îi faceau niciun fel de bine și descoperă altele. Deci acesta este un lucru minunat pentru că e vorba și de potențialul de dezvoltare pe care îl are și caută, tocmai datorită faptului că a fost dezamăgit, o zonă de împlinire, de liniște. Deci el acum vrea să se odihnească plăcut, acționând, dar de să așa. se simtă el confortabil, să fie bine, să se simtă apreciat, pentru că, bun, dezamăgirile înseamnă, băi, nu m-a apreciat lumea, de s-au despărțit de mine sau eu a trebuit să mă despart de ei și acum are nevoie ca de aer de această apreciere a celor din jur, nu minciuni, nu, nu, nu bazate pe minciuni. Și pe adevăruri, e vorba de confirmări, lucru de care avem cu toți nevoie. Da? Confirmarea este un aspect esențial al ființei noastre, mai ales în perioadele tulburi. Deci ar trebui, apropo de ritualul zilnic de care făceai vorbirea, să ne obișnuim nu numai să fim corecți față de cei din jur, ci să-i și ajutăm să-i confirmăm în partea lor bună și luminoasă. Cred că ăsta ar trebui să fie un exercițiu fundamental, pentru că e un aspect al dăruirii noastre și al adevărului. Adică din instabilitatea îngrozitoare cu care ne confruntăm, să obținem un sâmbure de stabilitate și lumină. Vorbeam și data trecută, Eugen, și despre această marte în semnul peștilor, care atrage atenția asupra unor revendicări, dușmănii secrete, zone puțin mai ascunse, misterioase și scorpionii vor identifica din plin astfel de situații sau astfel de persoane care se vor legitima într-un mod diferit cu modul în care erau obișnuiți scorpionii să vadă acele persoane. Da, și mai putem spune că, în ceea ce privește pe scorpioni, caracterul lor obsesiv și personalitatea lor puternică le distrage atenția de la ceilalți cei și de la realitate și le pune prea mult atenția pe ei înșiși. Asta la modul general. În această perioadă. Scorpionii au o influență bună de a se deschide cu adevărat mai mult către ceilalți și către adevărata realitate, către univers. Și din acest punct de vedere este important să profite de această viziune mai mare, mai amplă și mai cuprinzătoare care li se revelează, dar în același timp pentru Scorpion e foarte bine dacă pot să realizeze și caracterul practic al parteneriatelor și nu mă refer neapărat la parteneriatele uh, amoroase sau relațiile de prietenie. Pot să fie și forme de asociere, nu doar cu persoane, ci cu grupuri de persoane care îi pot inspira pe uh, Scorpion să meargă către această deschidere mai mare, care nu este una speculativă. Chiar le permite să își conștientizeze mai bine uh, sensul și scopul vieții. Nu doar scopul final, ci și calea uh, până acolo. Și, într-adevăr, Scorpionul trebuie să, uh, să evite în această perioadă, pentru că, sigur, apar în viața lor și persoane care vin cu mesaje mai vechi și nu întotdeauna cu niște mesaje uh, bune, ci persoane care uh, sunt persoane capcană sau persoane care sunt menite să le distragă atenția și atunci copiii trebuie să știe să facă diferența între oamenii care au atenția să-i întoarcă înapoi în bucla în care ei se învârteau la nesfârșit și persoane care pot să-i scoată din această buclă și să-i deschidă către Univers, persoane sau grupuri de persoane. Tot uh, acest Saturn și Neptun în semnul peștilor vorbește despre lucruri bizare care ni se pot întâmpla. Uh, ele aduc uh, tot felul de situații cu care suntem mai puțin obișnuiți și ne susțin în această perioadă că uh, viața merge așa ca de obicei, uh, că își uh, urmează toate hobby că totul este ca la carte, că s-a obișnuit cu un anumit tipic al activităților și că nu vrea să iasă din această. Mă rog, să spunem retragere da? în zona de confort Cu siguranță nu a înțeles mesajul perioadei Este o perioadă care tocmai te face puternic Și te validează, apropo de validare Și vorbim aici de validarea aceea autentică Adică nu poți să fii un gladiator impecabil Dacă stai... Uh, retras. Trebuie să intri în luptă, să-ți demonstrezi abilitățile de luptător așa și acum. Nu poți dacă tu îți faci doar activitățile cu care tu te-ai obișnuit de o viață. Mici excursii, mici petreceri, ieșiri cu prietenii la o cafeluță. N-ai cum, pentru că nu, nu te validează o șuietă, o cafea, da. o excursie sau o vacanță. Corect. Foarte interesant este că această perioadă pentru nativii scorpion, ei oricum sunt obișnuiți cu provocările. Ei nu, nu se lasă seduși sau răpuși de conflicte și așa mai departe. Și totuși, perioada și pentru ei are un ceva care poate să-i provoace într-o manieră foarte grea, și anume modul în care își primesc și ei lecțiile de viață, care vin exact acolo unde nativii scorpion, exact acolo unde ei nu sunt pregătiți. Foarte interesant acest uh, guvernator al lor Pluto pe, grad, uh, pe primul grad învărsător Spune undeva tot sunteți la început de drum Undeva tot te poate primi destinul la cotitură Dar nu în sensul că îți face rău Ci în sensul că îți arată că acolo nu ești atât de bine pregătit Nu poți participa chiar la toate problemele la Olimpiadă și să fii pe primul loc Să și accepte lucrul ăsta că unii dintre ei nu acceptă se consideră, și acesta este un pericol, se consideră perfect și bun în toate, și nu sunt. Sunt în foarte multe domenii, dar nu în toate. Deci acesta este unul din pericolele cu care uh -huh. se confruntă nativul scorpion, să se creadă mai bun decât este, să se creadă ex excepțional când este doar foarte bun. Da? Trebuie să fim atenți la aspectele acestea. Da, în concluzie, pentru scorpion trebuie să evite capcanele, dacă vrei, trebuie să fie cum erau corăbierii sau acei piloți de pe corăbii care știau în zone dificile de navigație și pe, vremuri, pe o vreme dificilă să ocolească capcanele și să găsească un traseu bun. Și ți-am spus, pentru că scorpionii nu sunt deloc indiferenți la relații, se ezează foarte puternic și reacționează foarte puternic la relații, fie cu persoane, fie cu grupuri, trebuie să fie foarte atenți ce persoane sau grupuri îi întorc înapoi în vechile rutine și ce persoane îi scot, și le deschid orizontul și îi duc mai departe. Dacă scorpionii fac această alegere corectă, e o mare șansă această perioadă pentru ei. Și uh, trebuie într-adevăr ca orice uh, semn de apă să analizeze lucrurile care vin și pe zona aceasta mai subtilă în această uh, perioadă. Vin foarte multe mesaje grație acestui. De exemplu, este o perioadă în care putem primi mesaje prin dușmani. Marte conjunct cu Saturn în semnul peștilor atrage atenția asupra unor dușmani foarte explicite, care se manifestă foarte explicit, adică îți spune dușmanul direct în față ce defect ai. Și culmea care și dreptat. Da, este foarte interesantă perioada în acest punct de vedere, valabil pentru toate zodiile, nu doar pentru nativi scorpioni. Scorpionii, scorpionii le și înțeleg, adică scorpionii sunt atât de vigilenți în această perioadă, încât și înțeleg de ce universul? Pentru că de foarte multe ori vom fi, și multe persoane au dilema asta în această perioadă, cu persoane la care ținem sau persoane care ne sunt foarte apropiate, foarte dragi sau chiar parteneri de viață, care din când în când par a fi din tabăra cealaltă, tabăra celor care chiar au ceva explicit cu tine. Stai și te întreb ce se întâmplă, cum un prieten pe care l-ai de o viață te jignește de o manieră foarte greu de trecut cu vederea și te întreb ce să faci să renunți la un prieten de o viață care a demonstrat de atâtea ori că ți este drag și că te susține, dar să rămâi cu supărarea aceasta, cum că, nu știu, te-a jignit sau ți-a spus un lucru foarte greu de digerat sau... Pur și simplu să renunți la acea prietenie. Aici este o, o, o a, situație foarte delicată și perioada spune că trebuie să faci o analiză la sânge, cum se spune. Să vezi, oare izvorăște dintr-o răutate foarte mare sau izvorăște doar dintr-un. a extras, a luat din univers acea informație și a considerat, ținând în foarte mult la tine că este util să-ți spun acel adevăr. Da. Și aș avea o adăugire de făcut aici. Pe un scorpion tipic, pe un scorpion adevărat, nu-l deranjează să aibă un dușman. Sau chiar mai mulți. De-abia că se simte luat în seamă, se simte important. Iar dacă e un dușman pe față, cu atât mai bine. Problema unui scorpion este mai degrabă, așa cum spuneam mai înainte, când se simte nepregătit pentru o anumită situație. Luat pe nepregătite. Nu neapărat la modul rău, în general. Și atunci iar prinde bine scorpionului un pic mai multă umiliță și smerenie evolutivă. În ce sens? dacă se simte la un moment dat nepregătit, să se realizeze, stai domnule, că eu nu sunt perfect, încă nu sunt desăvârșit. Oricât de grozav sunt eu în realitate sau cred eu că sunt, mai am ceva de învățat, mai am ceva de descoperit și atunci a trebuit să vadă partea bună. A, uite, viața îmi arată un domeniu da. în care... O să trebuit. vorbim imediat și despre anumite tipuri de exerciții pe care le putem face bă, chiar cu succes, aș spune eu, din punct de vedere spiritual, putem afla lucruri foarte importante despre noi înșine, nu sunt lucruri foarte greu de înțeles, cu, dar trebuie să avem o preocupare, practic zilnic să ne dorim astăzi ce mai descoper. Adică nu, să nu fie zile în care doar uh, să considerăm că noi avem să le spunem celorlalți lucruri sau în care noi avem dreptate, sau în care noi uh, le reproșăm celorlalți. Deci să fie și zile în care tu te întrebi ce ai de înțeles. Mergem mai departe și pentru că uh, tot uh, filozofăm, uh, am ajuns și la zodia filozofilor, la zodia săgetătorului. Săgetătorii poartă o amprentă foarte specială în această perioadă și anume amprenta persoanei care, deși a înțeles foarte multe lucruri și sunt domenii în care aproape că nici nu mai poate cineva să-i surprindă, totuși săgetătorii au așa, o, uh, să spunem așa, un fel de așteptare, parcă așteaptă ceva. Dar nu știu să explice neapărat ce așteaptă, dar parcă așteaptă ceva. Fie că e o confirmare, fie că e o validare, fie că este un semn de întrebare, fie că universul pur și simplu uh, ar, mai, ar mai fi ceva de spus, dar parcă încă nu s-a spus. Și în această variant, fiecare om, fiecare persoană în această perioadă are o anumită structură. Unii, spre exemplu, ei, da, se duc la serviciu, vin acasă, fac un examen de dată, își cumpără ceva, li se mărește salariul, mă rog, fiecare cu ceea ce are el. Dar, în paralel, există această structură, această aură, acest câmp al nostru care crește sau scade sau se modifică sau capătă tot felul de culori și așa mai departe, în funcție de cum alegem noi într-o zi să fim. Spre exemplu, astăzi cineva poate să aibă o aură foarte întunecată, pentru că este o persoană răzbunătoare, se întâmplă ceva, se produce ceva în sufletul acelei persoane și mâine își iartă cel mai mare dușman, sau mâine devine persoana cea mai să spunem așa bună la suflet și persoana cu un grad foarte mare de a ierta și de a înțelege, de a înțelege pe celălalt, chiar și în defect. Foarte important este acest da, aș putea spune că uh, scorpionii pot beneficia de o uh, perioadă de mai mare libertate și plasticitate și uh, uh, o perioadă în care să-și iasă tot așa din obicei și rutine, exact cum spuneai mai uh, înainte. Uh, nu trebuie să ne surprinde pentru că natura ființei umane este foarte complexă, sunt în cea mai complexă realitate și pe noi ne caracterizează și stabilitatea sau căutarea stabilității, dar și caracterul imprevizibil, și de multe ori exact acest caracter imprevizibil uh, uh, creează evoluția, pentru că sunt persoane care, de exemplu, eu știu persoane care se chineau de ani de zile să ierte pe cineva și nu reușeau chiar vroiau și nu reușeau. Și la dat au avut așa o epifanie, nu știu, o descoperire, o revelație bruscă mm. și exact cum spui tu. Uite, așa și au iertat cel mai mare dușman și pe urmă sentimentul de ușurare, de eliberare, da, 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 da. De, de limpezime, de clarificare a fost și validarea care i-a făcut să meargă mai departe pe drumul ales și să nu se mai întoarcă la starea întunecată de răzbunare. Iar săgetătorii, ei oricum caută lumina, nu-i așa? Oricum caută înțelegerea, inclusiv la modul filozofii. Și atunci exact asta trebuie să facă în perioada asta, să caute aceste răspunsuri și chiar să le urmeze. Mi se dau teme. Ce temă are săgetătorul în această perioadă lucrării? În această perioadă, nativul săgetător ar trebui să înțeleagă faptul că cele, nici cele mai bune intenții nu pot să-l ferească de capcanele dorințelor. Deci el este acum au oarecum bântuit de niște dorințe în care nu sunt foarte clare. Ar vrea, mă rog, să fie Paul de exemplu, cel mai bun într-un domeniu sau un altul, sau să îi se recunoască generozitatea, sau să strălucească într-un anumit mod anume. Uh, și... atunci ar trebui să fie foarte atent dacă lucrul ăsta îi folosește cu adevărat sau nu. Pentru că nu tot ceea ce ni se oferă e important uh, să și validăm, adică validăm partea luminoasă. Partea de ego, să fim foarte atenți că la săgetător care este o persoană generoasă și pozitivă și optimistă, ego-ul este foarte rafinat. Adică nu este ego-ul acela grosier pe care îl vedem sunt cel mai bun, dau cu pumnul masă, eu sunt cel mai bun, cel mai frumos, cel mai deștept. Nu, este așa foarte rafinat. Și atunci validarea pe care trebuie să o primească și să o ofere, trebuie să se ferească cu foarte mare atenție de ispitele astea mai rafinate cu care are nativul sugetător de face. Aș adăuga, dacă îmi permiți, că sunt două zodii care sunt renumite ca fiind campionii dorințelor, scorpionii și săgetătorii, pentru că au acel ac, acel vârf, care este cam a principiul dorinței. Prin natura lor, scorpionii au dorințe mai întunecate și sunt conștienți de chestia asta și le place, iar săgetătorii au dorințe mai luminoase, mai frumoase, spune dar... Atenție că unele dorințe pot fi atât de păcălicioase încât te pot lua din zona luminoasă și fără să știi fără să vrei, încet încet treci în zona gri și cum în zona întunecată. Exact, capcanele astea trebuie să le evite săgetătorii în această Vrei legume. să spui că drumul spre iad este pavat cu intenții Absolut bune? Absolut și categoric. <laughs> și mai avem un, un aspect foarte important. Avem aceasta, am tot vorbit de fapt despre data trecută, am avut conjuncție Venus Saturn, avem o conjuncție acum Venus Neptun și pe ultimele grade din cercul zodiacal. Asta înseamnă că avem șansa să trecem la un nivel superior în iubire. Iată cât de frumos, mai ales pentru semnele de foc, care sunt foarte interesate, indiferent de ce profesie au, semnele de foc sunt interesate de iubire. Chiar dacă ele pot lăsa falsa impresie pe perioade mai, nu, sau mai scurte de timp, că sunt preocupate foarte mult de partea profesională, totuși întotdeauna va exista acel ceva care chiar și dacă o jumătate de oră pe zi sau o oră pe zi îți va uh, subjuga, să spunem așa, mintea, sufletul și așa mai departe. Uh, ca atare și nativi uh, săgetători uh, au această preocupare care plutește pe undeva în jurul lor, uh, legată în mod direct de această uh, posibilitate de a înțelege mai bine lucrurile în sfera aceasta legată strict de domeniul personal, conjuncția Venus-Neptun. Pe aceste grade impecabile, în care se spune că ajungi la o acuratețe încât poți să înțelegi cele mai înalte valori ale iubirii sau cele mai înalte valori ale sufletului, în absența regulilor pe care le aplică toată lumea. Pentru că, ce înseamnă, de fapt, aceste ultime grade în semnul peștilor? Înseamnă reguli care nu au neapărat legătură cu ceea ce știe toată lumea. Pentru că, dacă, de exemplu, avem planete pe primele grade într-o zodie mai concretă, sunt reguli după care joacă toți. Dacă avem pe zodii spirituale, sunt reguli după care se, după care se coordonează și după care se ordonează și se organizează persoanele care au un nivel mai special în diferite domenii. Ca atare nativii săgetători pot înțelege o dimensiune foarte, foarte înaltă a zonei personale și pot ajuta prieteni dragi pot face sacrificii uimitoare pentru persoane la care țin sau pe care le iubesc, pot fi prieteni din copilărie, pot fi rude, pot fi oameni care chiar reprezintă ceva pentru ei. Și o să-i vedem într-o variantă, oricum în această perioadă, cu toții dăm niște teste. Universul vrea să vadă în ideea în care, cum bine, după cum bine știm, tot ceea ce ține de zona concretă nu este, are o anumită importanță, dar nu este acea importanță, cu toții dăm aceste teste. Și nativii săgetători, de fapt, fac parte dintre zodiile care știu foarte bine ce teste au de uh, dat. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii uh, Capricorn. În această perioadă, începusem uh, mai devreme discuția, fiecare dintre noi merge oarecum uh, deasupra capului, spuneam, uh, cu un anumit uh, semn de punctuație. Unii, spre exemplu, poartă un semn de întrebare deasupra capului, oriunde se duc Iau au niște întrebări. De ce, nu știu, s-a întâmplat, și s-a întâmplat ceva... Celui mai bun prieten sau unei rude. De ce șeful nu mărește salariul? De ce nu sunt fericit în dragoste? De ce nu am nu știu ce mașină? Fiecare nu se întâmplă. Alții umblă peste tot cu semne de exclamare. Eu știu, eu pot, eu am făcut, eu mi-am cumpărat, eu am obținut nu știu ce funcție, eu sunt cine sunt și așa mai departe. Deci sunt persoane, alții invers. Alții chiar nu, nu au acest potențial, din potrivă au o nesiguranță. Sau știu că mai urmează lucruri în viața lor, ca o enumerare. Și pur și simplu merg să gândesc, bun, am reușit să iau acest examen, dar câte examene mai am de luat? Sau am reușit să realizez ceva, dar câte lucruri nu mai am de făcut anul acesta? Și pur și simplu în capul lor este această enumerare. Deci nu este o exclamare, nu au acest potențial de siguranță. Și așa mai departe. Deci fiecare dintre noi poartă deasupra capului un anumit potențial energetic. Unii sunt siguri pe ei și știu că au realizat oriunde merg. Eu sunt pixulescu, nu știu, eu sunt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cel mai puternic, cel mai... Fiecare unde are zona de potențial. Alții, repet, cu aceste semne de întrebare în care veșnic se întreabă dacă vor reuși, dacă au realizat, dacă sunt pe drumul bun, dacă sunt pe misiunea lor sau mai au încă vreo 5 posibilități, sunt întrebată. Și îți numără câte 10 profesii care ar fi mai bună. Deci au acest semn de întrebare. Uhum. Și repet, alții care știu că urmează foarte multe lucruri, știu că sunt la un început de drum, îi, îi apasă treaba asta într-un fel. Și atunci, în funcție de aceste uh, patalamale, aceste catalogări pe care fiecare dintre noi le poartă, uh, Universul înțelege cam pe unde ne aflăm. Ideal ar fi să existe o situație în care să nu avem atât de multe așteptări și să fie ca un fel de zonă în care pur și simplu plutim și încercăm ca din fiecare situație să ne poziționăm de fapt la fiecare situație ca fiind unică, ca fiind diferită, pentru că niciuna nu este cu altă, precum este altă. Spre exemplu, într-o zi poți să ai un tip de experiență pe care ești total nesigur, asta nu înseamnă că nu ești bun sau nu ai... Înseamnă că pur și simplu, oricând universul te poate surprinde. Alte ori poți să te intersectezi cu o experiență în care ești as, ești premiant. Și acolo Universul spune, da, uite, aici chiar vreau să meraz, că tu ești cel mai bun. Profesor, astrolog, psiholog, medic și așa mai departe. Și acolo nu este rău să-ți arăt zona de potențial. Dar nu poți să-ți arăt zona de potențial undeva unde tu ești ucenic, de exemplu. Deci aici este măistria perioadei în care tu practic tot timpul trebuie să rafinezi, tot timpul trebuie să jonglezi, să vezi, aici oare trebuie să arăt că spre miant sau fac pe nebunul când eu sunt de fapt ucenic aici oare dau, fac bine să dau energia mea unor persoane care nu merită sau mai bine să stau în banca mea? Tu cum vezi, Eugen, această situație? Uh, ne raportăm la Zodia Capricornului, nu-i așa? Sigur. Din felicire... Am făcut comentariul la Zodia Capricornului în mod special. Da. Pentru că ei sunt saturnieni și ei sunt foarte interesați de cum gestionează energia. Uh, din fericire, uh, Capricornii sunt niște buni administratori. Ei își pot administra bine atât bunurile materiale cât și programul de viață Și este posibil dacă ei se organizează bine așa cum fac de obicei Să nu-i tulbure această enumerare Adică faptul că știu și au senzația în această perioadă Că deși au făcut multe lucruri, au și mai multe lucruri de făcut Și cred că aici ar fi bine dacă ar putea să împrumute puțin de la filozofia săgetătorilor Să privească lucrurile filozofic ceva de genul e foarte bine ce am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu și este foarte bine și ce o să fac în continuare tot cu ajutorul lui Dumnezeu când o vrea Dumnezeu Revenim după publicitate Dumnezeu. Am revenit pentru nativii vărsător. Este o perioadă foarte puternică. Perioada vine cu mult dinamism pentru anumite zodii. Avem acest Marte, Saturn, Venus și Neptun pe casa a doua. Multă dinamică. Vom găsi foarte mulți vărsători care își doresc să investească, să recalculeze tot felul de posibilități. Își doresc să se extindă. Și, în plus, este și un potențial pe care îl oferă Universul, care spune: uite, poți să faci foarte multe lucruri. Nativii vărsători vor descoperi incredibil de multe relații, persoane de la care au multe lucruri de obținut. Vom vedea multe negocieri pentru nativii vărsători cu această conjuncție superbă, Soare, Nodul Nord, pe Casa a Treia. Ce înseamnă pentru vărsători în această perioadă de lucreție? o negociere? Uh, nativul vărsător are posibilitatea. Acum să obțină dintr-o negociere dusă eficient rezultate spectaculoase. Deci ei se simt în elementul lor, practic acum. Performează pe partea aceasta, vedem negociind de la absență la cursuri pentru studenții care au alt și alte activități până la negocieri financiare complexe, negocieri de poziții pe plan internațional. Deci este o mare șansă pe care o are nativul vărsător să obțină ceea ce uh, dorește, nu prin forță, nu e caracteristica lui, nu prin uh, o trivire materială, nu, nu, prin stilul acesta de discuții. Uh, este o șansă mare, aș zice, și îl va ajuta pentru că perioada pe care o parcurgem acum se pretează foarte bine negocierilor. De deci ce? Nu este nimic staționar în perioada aceasta. Lucrurile se schimbă foarte rapid. Lucruri, înțelegeri pre... anterioare care păreau să stea în picioare, unele rămân în picioare, altele dispar și trebuie o mare atenție din partea nativului vărsător să acționeze exact acolo unde trebuie să facă modificarea. Dar și dacă greșește, va fi foarte grav. Deci trebuie să-și... Uh, uh, manifeste maestria de negociator nativul vărsător. Uh, Vărsătorul se vede pe sine însuși și în general așa ca un fel de vizionar, dar nu este întotdeauna, nu reușește să fie tot timpul chiar așa de vizionar. Însă în această perioadă chiar reușește și dacă este destul de curajos și destul de îndrăzneț, această uh, avântare în planuri mai mari îi pot aduce chiar paradoxal, rezultate concrete, mai ales pe zona asta de comunicare, prin scris, prin vorbit, pe internet. Ca să-ți dau un exemplu, un vărsător s-a putea îmbogăți în perioada asta vânzând, nu știu, pământ sau pietre, dar pe internet, ca să zic așa, printr-o firmă pe care el și-o face pe internet și unde apelează la comunicare. Da, este o perioadă de mare potențial. Vom vedea mulți nativi vărstători care ies așa pe undeva la lumină prin tot felul de preocupări care li se potrivesc ei oricum această autenticitate dată de planeta lor guvernatoare de Uranus și acum doar trebuie să pună și în practică această autenticitate. Adică trebuie să le demonstreze celorlalți că pot. Problema este alta. Foarte multe persoane care, fiind spirite superioare, fiind spirite bătrâne, fiind persoane care au ajutat foarte mult uranienii, știind că întotdeauna ajută multă lume. Sunt unii care stau doar în zona lor de confort, ermetici, nu ajută, nu interesează lor să le fie bine. Nu, vărsătorii nu sunt acel gen de persoane. Și atunci, în această perioadă, cei care au dăruit foarte mult celorlalți se pot găsi total devitalizați. Revenim după publicitate. Am revenit. Să vedem acum ce mesaje avem pentru pești cei care găzduiesc patru planete de mare, Forță, Marte, Saturn, Venus și Neptun. În primul rând, forță de a pune în aplicare acțiuni și activități care se, se lasă așteptate de ceva vreme a fi puse în aplicare. Uh, întâlnirea unor persoane care poartă marcaje karmice de mare forță, această conjuncție Marte-Saturn, dar și Venus-Neptun. Înțelegerea substratului relației cu persoane care chiar sunt foarte importante pentru nativi pești. Peștii vor înțelege foarte multe uh, uh, și vor primi foarte multe mesaje săptămâna următoare cu posibilitatea de a pune în practică, repet, lucruri pe care le țineau undeva în suspans de ceva vreme. Ce înseamnă să pui în practică lucruri pe care ți le dorești de mult timp a fi pus în practică? <hihihi> uh, înseamnă revenirea la normalitate. Dacă stăm să ne gândim uh, din punctul acesta de vedere, nativul pește uh, își dă seama că tot a așteptat, tot a amânat, tot a ascuns nu, e zodie duală și e ușor să ascundă lucruri, iar acum a venit momentul că ele să fie puse în valoare. Poate însemna, de exemplu, terminarea unor datorii, care pot să fie nu numai financiare, pot să fie și obligații personale și de altă natură, închiderea unor capitole la care tot a lucrat nativul pește de atâta mari de vreme și deschiderea unor noi. Și dacă s-a închis o datorie, nu înseamnă că se deschide o altă datorie, ci se deschide o oportunitate. Deci, pentru nativii pește, în perioada următoare există posibilitatea acestor oportunități. Ceea ce este foarte important. Bineînțeles, el trebuie să fie foarte atent către ce, ce își deschide. Pentru că uh, nu trebuie să mai deschidă uși pe care le-a închis după aceea cu greu. Trebuie să deschidă uși superioare. Pentru el, uh, viața spirituală a devenit extraordinar de intensă și aproape nu mai poate gândi. Poate gândi și într-un mod profan și obișnuit, dar uh, asta în relaționarea cu ceilalți. Dacă el începe în mod obișnuit o discuție sau o raportare la altcineva, din cercul de prieteni sau chiar către necunoscuți, o va face aproape automat pe o cheie spirituală. Aceasta cheie spirituală și... Deschiderea ușilor în cheie spirituală îi asigură lui confortul interior profund, nu doar mental, ci interior profund. După părerea mea, viața peștilor în această perioadă seamănă așa cu un fel de mică călătorie printr-un bazar, pentru că au foarte multe aspecte diverse, nu că n-ar fi și ei, prin natura lor, persoane foarte profunde și complexe care au mereu senzația că trebuie să aleagă inclusiv între aspectele înalte ale vieții și aspectele mai joase. După părerea mea, un pește trebuie să fie unificat în această perioadă, să știe exact ceea ce vrea și să-și traseze în această hartă sau călătorind prin acest bazar al vieții, traseul optim pe cât posibil optimizat, dar și simplificat. Deci să nu încerce să culeagă prea mult, pentru că totuși resursele sunt limitate și nu le pot avea pe toate, oricât ar fi de tentant. Fiecare dintre noi trebuie să descoperim, dar pentru nativii pești este o provocare în sine, zona de unde ne luăm puterea. Peștii descoperă exact care este această zonă care îi alimentează cu foarte multă putere, descoperă și în ceea ce îi privește pe apropiați care sunt zonele lor de potențial, vor deveni îndrumători de mare forță, mentori, sfătuitori. Peștii își descoperă misiunea spirituală, ei au în mod cert o misiune spirituală în această perioadă și vor renunța la foarte multe activități de rutină în favoarea uh, acestei misiuni spirituale. Cam acestea au fost uh, tranzitele pentru săptămâna următoare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate în sfaturile. Mulțumim. Ne revedem și sâmbătă ce urmează. La revedere!